Sunt avocat. Și pălărier. Sunt rocker, puțin manelist. Cred că am ceva din Teo. Wow. Hop. Nu m-am decis ce vreau să fac cu viața mea, așa că fac orice pentru bani. Cred că aici am ceva din Viorel. Bă, trag pe lângă mă asta, măle. Nu că zic, dar nu pot zică ceva pe bune. Copii ai mei nu am, deci e posibil să am ceva și din Costel. Opa. Cu Dan nu cred că am nimic în comun, pentru că el are 1,70 m. Brav. Am decis să devin avocat pentru că mi-a plăcut să lucrez întotdeauna în compania femeilor. Și uite, așa am ajuns să am foarte multe divorțuri mișto cu femei nebune. Am avut la un moment dat o femeie care își dorea extraordinar de mult să împartă totul la jumate cu fostul soț. A renunțat pentru că și-a dat seama că mașina aia chiar n-ai cum să o rupi în două. Doamne, ce tristețe! Mai apoi am rămas în compania femeilor, dar de data asta am ales să rămân în compania femeilor bune. Și unde putem să găsim noi femei bune dacă nu la videochat? Costel, fă-mă să râd, că nu... Da, e fun. Merge, merge. M-am angajat ca stilist pentru fetele care lucrează pe ruta Canada, America, Chiajna. Bă, toată lumea are impresia că dacă te duci acolo, rup totul. Așa e, nu nimic. În cel mai fericit caz, dacă ajungi acolo, ca bărbat, încep să... și se stafidească ouăle. Asta nici ca spovedanie nu e interesantă. Da. Tu să-ți dai seama că e posibil să ai și ciclu, devii bărbat.